Donald Tusk este o persoană influentă în instituțiile Uniunii Europene. A fost președintele Consiliului European timp de 5 ani. Începând de astăzi, va face o vizită în Republica Moldova, unde se va întâlni și cu președintele Maia Sandu. Detaliile le are colegul nostru Balazs Barabas. Bine te-am găsit, Balazs, bună dimineața! Bună dimineața! Hai să vedem, care este programul de la Chișinău? Va fi unul foarte încărcat. Primul ministru al Poloniei, Donald Tusk, se va întâlni cu președintele Maia Sandu, dar și cu președintele Parlamentului Igor Grosu și cu prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean. În plus față de asta, el va susține și un discurs în Parlamentul Republicii Moldova, undeva la ora 18, ora României. Ce alte vizite sunt așteptate în Republica Moldova? Da, se pare că discuțiile din ultima perioadă despre aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană au accelerat lucrurile. Mai mulți demnitari și personalități de rang înalt din statele europene fac vizite în Republica Moldova. La sfârșitul săptămânii viitoare, de exemplu, șeful cabinetului de miniștri al Luxemburgului, pe română, primul ministru al Luxemburgului, Luc Frieden, va face o vizită la Chișinău, apoi, după câteva zile, va sosi și premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, care la fel va avea întâlniri la nivel înalt cu reprezentanții Republicii Moldova. Balazs, îți mulțumesc pentru informații.